Bună tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la Avon, la campania 12, la catalogul Avon din campania 12 din Spania. Așa, îmi cer scuze că am întârziat cu unboxingul, dar cum au fost o grămadă de sărbători și toată lumea era pe aici, pe acolo, chiar nu am pus comenzi. Și acum, chiar acum a venit coletul și am spus hai să fac unboxingul. Am avut pe comandă aceste spumante de baie. Așa, cu lăcrămioară, nu, cu crin, dacă spun așa. Am avut pe comandă spray-ul de la Avon Naturals. Așa, astea sunt la fel. Am avut un set pur blanca format din spray corporal, din cremă de corp pur blanca și parfum. Parfumul trebuie să fie aici. Așa, cutiile se deschid foarte greu și foarte urât, ar trebui să le deschid eu înainte, sunt chiar oribile. Am mai avut pe comandă un ulei de păr de la Naturals. Am mai avut pe comandă mai multe dispozitive pentru scoaterea punctelor negre. Nu știu cât se poate aprecia. Apoi am primit cadou pentru că am comandat mai mult de 20 de cataloage acest parfum. Sport for Her, deoarece este un parfum nou. Așa. Ce am mai avut pe comandă aici? Două creioane de ochi. Sugar Plum. Știu de ce nu vrea să focalizeze. Astăzi camera mea a luat o raznă. Așa. Sugar Plum și Black Eyes. Nu, am mai multe. Am avut alt Sugar Plum. Așa, Twilight Sparkle. Erau la ofertă două la un preț, așa că sunt număr par. Am mai avut pe comandă două ceasuri la fel. Am să vă desfac unul să-l vedeți. Sincer, mi se pare că nu am comandat nimic în această campanie, dacă bine mi-aduc eu aminte. Chiar cred că este prima campanie de la Avon în care nu comand eu nimic pentru mine personal. Deoarece a fost o comandă foarte urgentă, acesta este ceasul, chiar foarte drăguț. A fost o comandă urgentă și nu m-am apucat eu. Am cumpărat ceva cadou pentru cineva, dar nu pentru mine personal nimic. Trecem la a doua cutie. În a doua cutie am... Da, este o minge, nu știu cât se poate observa pentru a face sport, care am cumpărat-o eu cadou cuiva. Iar apoi, aici am... Stați să pot să scot... Am două halate de baie la fel, sunt foarte drăguțe, nu am să le desfac deoarece sunt pe comandă, dar sunt chiar drăguțe. Dacă vă uitați pe catalogul campaniei 12 ce l-am prezentat eu, o să vedeți aceste halate. Și mai am aici, cred că sunt niște cercei, dacă bine mi-amintesc, să vedem. Da, sunt niște cercei pe comandă, foarte drăguți. Așa, trebuie să scrie undeva în ziar că nu mi-am comandat nimic. Și mai am ceva, stați să vă arăt. Această bluziță care mi-a venit cu o zi înainte să-mi vină comanda, deoarece am schimbat-o, am avut o altă mărime, am trimis-o înapoi și mi-au trimis alta ca să mi-o schimbe. Este un body foarte drăguț. Aici avem catalogele din campania 14 pe care am să vi-l prezint într-un nou videoclip. Și la fel am să vă prezint, că știu că vă place, revista Avon Magazine, pot să spun că este aici Avon actual. Și sunt și niște oferte pentru mai bune prețuri pentru ogari și mai sunt oferte la un mini catalog, am primit mai multe cataloage și sper că v-a plăcut unboxing-ul meu, mini unboxing-ul, sunt chiar foarte puține lucruri. A fost o comandă urgentă, așa, după sărbători. Voi reveni, sunt sigură, cu alt unboxing mai mare și ne vedem în următorul videoclip. Dacă v-a plăcut, îmi dați un like și v-am pupat!